În această lună, Muzeul Regiunii Porților de Fier a decis să expună în cadrul programului Piesa Lunii o statuetă descoperită în drobeta Turnul Severin în urmă cu aproximativ 100 de ani în zona castrului roman. Piesa este lucrată din bronz și o reprezintă pe zeița Venus. În această lună, Muzeul Regiunii Porților de Fier a expus în cadrul programului Piesa Lunii o statuetă extraordinară ce o simbolizează pe zeița Venus. De-a lungul timpului, în drobeta Turnul Severin au fost descoperite numeroase statuete reprezentând-o pe zeița dragostei, a frumuseței și a fertilității. În luna aceasta, Muzeul Regiunii Porților de Fier a ales o piesă excepțională descoperită în drobeta, acum aproape 100 de ani, cu ocazia săpăturilor făcute de fostul director al Muzeului Regiunii Porților de Fier în zona castrului roman de la Drobeta. Piesa este lucrată din bronz, o reprezintă pe zeița Venus, zeița romană Venus. Este datată în secolul al II-lea după Hristos și este o piesă de excepție pentru că, așa cum se poate observa și din imagini, este realizată într-o manieră artistică deosebită. Este probabil lucrată undeva în zona de la nord de Dunăre, în ateliere de la nord de Dunăre, pentru că, din punct de vedere stilistic, caracteristicile ne trimit cu gândul la o producție locală, poate chiar undeva în zona drobetei. Înălțimea piesei este de 20,5 cm, iar starea de conservare este destul de bună. Îi lipsesc brațele mai jos de axile și piciorul drept de la gambă. Ceea ce privește acest gen de descoperit, trebuie să precizăm faptul că la Drobeta au fost descoperite numeroase statui reprezentând-o pe zeița Venus, al cărui cult era răspândit în lumea romană, întrucât știm că Venus era zeița frumuseții și a fertilității și fecundității în panteonul roman. Dacă vreți, o transpunere a zeiței Afrodita, a grecilor, și în această perioadă a secolelor 2-3, așa cum se atestă prin descoperirile arheologice făcute la Drobeta, cultul acestei zeițe era destul de răspândit atât în rândul populației civile, cât și în rândul soldaților.